Câte videouri trebuie să fac cetățenii în care spună domnule Usat e candidat la funcție de președinte? E suficient 1000 de video? 10.000? Zeci de mii de video. Da. Veți face o numărătoare? Nu prea înțeleg, pentru că lansați niște declarații și după aia în ce măsură sunt realizabile, domnule Usat? Dar cum în ce măsură? Dar pântrați pe... Veți veni cu un mesaj, oameni buni, care vreți ca eu să candidez la prezidențiale, da, faceți un video. Eu l-am făcut ieri și deja mă sună toată țara, Crinatul a explodat, Facebook a explodat, scânt pe lentă și chiar sunt foarte bucuros că eu văd diaspora, văd profesori din școală, medici, studenți, vorbitori de rusă, de română, care îi spune moldovnească, inclusiv eu așa consider. Înțelegeți? Adică și acest sprijin, uitați-vă ce se face în lentă, nu vă supărați, dar astăzi, iată chiar... N-am reușit, dar... Deci astăzi eu am văzut sute, nu știu dacă au trecut de 1000 sau nu, și sunt din toate colțurile, din Europa, mă uitam, Germania, Franța, România, și eu când aud că USAT-ul este susținut de electoratul pro-rus și este... Oricum sunteți pe partea stângă, așa. Ei, așa electoratul lui Igor Dodon ar veni în mare parte la dumneavoastră, probabilitatea că cineva de la PAS sau partidele de dreapta sau Bun, liberali iată, sau unioniști vor veni, nu, mai mic. Iată, platforma, da, înainte era în sondaje 10%, da? Acum e 3,5%. Și credeți că electoratul a venit la dumneavoastră sau a mers la nu PAS? Nu cred, acolo un sondaj clar se arată. Cât s-au plecat spre PAS, cât s-au plecat spre partidul. Și câți au venit la dumneavoastră? Dacă și în continuare vin de acolo sau de unde? Vin de peste tot. Deci astăzi primesc foarte multe mesaje de, la studenți din România, la cei care muncesc în diaspora din Europa, care spun, domnul Usat, politic, avem încă întrebări și multe la dumneavoastră, dar decât să ajungem în turul 2, să-i piardă Maia lui Dodon așa cum a pierdut Năstase Chișinău sau să-i piardă Maia cum a pierdut atunci, noi suntem siguri că dumneavoastră în turul 2 din Dodon faceți sufleu, dar nu... E imposibil logic vorbind, domnule Usat, să treacă Igor Dodon și Renato Usat în turul 2. Da, cum vă imaginați la modul practic chestia asta? Dar eu nu trebuie să-mi imaginez. Politic vorbind. Dacă există electorat de dreapta care tradițional votează pentru cineva care e evident din direcția aia. Dumneavoastră nu vă poziționați acum spuneți, cel vă rog, bun pe centru Dorin, stânga. Dorin, spuneți-ne un lucru. În municipiul Bălț, când sunt votat de 70%, de 65%, sunt toți ruși ăștia? Tradițional acolo votau comuniștii. Iar stați puțin cu comuniști. Astăzi... Până ați venit dumneavoastră erau comuniști acolo primari. Adică nu putem spune că e de dreapta acest municipiu. Nu știu, argumentați, eu chiar sunt curios. Oraș Cantimir? Nu, da, e bine, acolo sunt mai mulți, evident, de dreapta, dar prezidențialele sunt diferite. Iar mai mulți candidați și respectiv Bun. Se votează geopolitic, noi iar, știm asta, domnul Sartre. Dacă era geopolitic în adresa mea, după toate reportajele care le-au văzut tot țara, Первый канал, НТВ, Россия 24, дежурна часть, Усатый, Дрогуры, Локул, Плохотнюк, Душманул Русии, а по Йомбелс трябва да се яу 10%, în Гагузия трябва да се яу 5%.